Astăzi este sâmbătă, este 9:33 ceasul. Ne-am trezit cam de vreo oră, așa, și acum eu vreau să termin de editat un vlog pe care l-am început ieri și nu am reușit. Băieții sunt pe dincolo și băiatul cel mic este aici cu mine. Astăzi am zis că vreau să fac cu Cipri o competiție, v-am zis că vrem să facem o serie de filmulețe, competiții în stil armii sau forțele speciale și am zis că astăzi facem, pentru că este și bunie aici și cu mama o să rămână cu Eric, iar Edi merge astăzi la ziua de naștere a acelui coleg la care a fost invitat, doar că Cipri a răcit. Deci este răcit, a răcit de ieri, dar ieri era așa mai puțin, dar astăzi este răcit și nu știu dacă o să mai putem să mergem să facem. Aș fi vrut să mergem pentru că era oportunitatea perfectă, adică era și mai ușor pentru noi, dar nu știu dacă se simte în stare, să vedem. Și trebuie să mergem la cumpărături și astăzi avem o programare să vedem și o casă și să vedem ce mai facem. Afară este și urât și plouă și văd că bate și vântul. Așa că, cu siguranță, nu cred că mai facem competiția de astăzi, deși pe mine nu mă deranjează să fac nici pe ploaie. Mi se pare chiar mai interesant și mai palpitant. Și l-am adormit pe Eric. Pentru că dimineața după ce bea laptele, la vreo oră așa trebuie să adormă și când este obosit, trebuie legănat în brațe ca să adormă, altfel se chinuie și prefer să îl liniștesc și să-l adorm așa. Te sportul de dimineață. Și acum. Tati, hai du-te pe omleta, hai. Așa, ia uite. Imediat o să văd că se ridică. Așa-i? Imediat. Dansezi? O, ce vibrezi! Hai, tati, lasă băiatul în pace. Lasă băiatul în pace. Te-a speriat? Te-a speriat, tati? Spune, ce ți-a făcut, tati? Te-a speriat? Și acum cu pumnul. Puf, așa. Și cu aia. Efecte speciale. Pac! Las că le avem în brațe să nu mai stea pe pernă. Vi la mami în brațe? Vi la mama în brațe? Da? Băi, știu să mănânc din alea mălcine. Astăzi vrem să facem cinnamon rolls. Și vom pune, dar noi vom pune și nucă mărunțită, da. Vii la mami în brațe? Vii la mama în brațe, puiu? Haide! A venit familia cu varză călită, mama. A dus de mâncare și ceilalți membri. Alo! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Da? Bine! Da, așa la muncă. Îți face poză? Mami! Da, mami! Mami! Îmi mănânc tot ăsta.
Când simt 6 ani, uite, nu stai tot, cumpăr. Tot, două din ăla vrei. Da, bine. Când simt 6 ani. Da, iubire, am înțeles. Acum trebuie așa toată, e weekend, cam da. Două zile lucrătoare până... Mai dați-o bine, arăți, mai trebuie tati să-ți facă freza. Mami, lăsa-mă fac freza, mami. Tati ți-o face, că lui iese mai bine. Eu dacă ți-o fac, nu-mi iese atât de bine. Îți face tati freza, da? Nu, lasă-l pe tati. Ca să fim siguri că ți iese. Se pregătește să meargă la Denis. Uite acum, vine imediat. E activa cartela lui Oma și îi explică ceva și vine, da? A fost invitat la ziua unui coleg și e prima dată când e invitat la ziua unui băiețel. Așa că acum se duce la ora 3, trebuie să fie acolo. Mai este jumătate de oră. Până atunci. Și vreau să îi facă cipri freza, să vă arăt cum arată cu freza făcută. Vai, bunăciune masculină ce ești tu! Frumosule! Fotomodelule, păi dar nu fugi, vină încoace să te văd! De ce fugi? Vină încoace! Na, că s-a ascuns. Oh, să miroși frumos! Vai, 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 ce băiat avem! Vai, vai, frumosule! Chiam tu liftueli? Sau îl chiam eu? Tu. Eu. Chiam eu? Chiam tu? Ok. Chiam-o tu, te rog. Do. Danke schön. Do. 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 Afară. Este prima dată când este invitat la ziua unui coleg și când merge la o petrecere și ar putea să rămână fără noi, încă nu știu sigur, dar oricum este foarte interesant, mie mi se pare super emoționant chestia ta. Gata, l-am lăsat pe Eddie acolo și erau și alți colegi de la el, de la grădii din grupa lui. Și nu vine să cred ce băia mare am, că l-am lăsat acolo. E prima dată când e singur fără noi undeva, deci nu pot să cred. Stai că acum se duce la... Ce repede mai sunt părinții timpul. Acolo. Că se șelea chiar fără părinți atunci. E, păi mă, stai că deja e prea repede. Ce? Unde cu tati că tu o să fii bătrân? Nu mai are nevoie de tine atunci, să descurcă și singur băiatul. Trebuie să-l învăț cu se... Nu se operează așa. Sau ce? Da, deci avem băia mare, a crescut mare, deci nu pot să cred că este singur acolo, pentru mine e ceva wow. Da, la 4 ani. Timpul trece repede. Îmbătrânești. Mâine, poimine mă trezesc ca și Eric la fel. La 4 ani se duce la zile de naștere. Tati după aceea. Tati, sta acasă cu mami, că tati e luat de mult. Așa, așa, am uitat să... Vă mai zic ceva, că așa pățesc de fiecare dată, mi-aduc aminte după aceea. Acum vrem să mergem să vedem o casă, iar după aceea vrem să mergem la cumpărături. Prima dată la cumpărături singur de când avem copii. Wow! Iubiți, dai seama! Nu am mai fost singur de atâta timp. Mi se pare așa, nu știu, ciudat, fără copii. Da, vrem să mergem până unde? În Lidl sau în Kaufland? Unde vreți să mergem? În Kaufland. Vreau să iau gen de... Castan. Și astăzi vrem să facem melci din aceea, de fapt cred că v-am mai zis, nu? Astăzi, cinnamon roll, să le zice în engleză, da, că nu știu în română cum le zice melci cu... Nu, că și cu... Nu, dar la noi sunt diferiți față de rețeta americană. Tot, da, și noi o să punem și nucă mucinată, că a dus bunii din România. Asta e casa pe care am venit să o vedem. Să vă arătăm și voi. O parte din ea.
E bine că e la baie geamul. Are geam la baie. Da. Mm-hmm. Și are geam mare. Da, mare geam. Da, îmi poate lăputam până nu mai mare, nu? Dacă chiar. Cum e, vă place casa asta? Mie-mi place. De asta e etajul numai. Etajul, da. Vă arătăm așa ce putem. Suntem în parcare la Lidl, am venit la cumpărături și mi-a plăcut casa foarte, foarte mult. Luni l-am trimis pe Cipri la bancă, la prima oră acolo. Îl trimit. Să fie, îl trimit pe Cipri la bancă, la prima oră să fie acolo. Ca să ajung primul, să nu fie ultimul. Da, 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 sunt mulți interesați, asta mi se pare mie frustrant. Ce mai murdare mașină? Păi este, să, să o speli. Eu. Le iei pe cipriotul mic și o spălați mașina. Ca asta e treaba voastră, așa. Mi se pare frustrant pentru că aici în Germania, ca să nimerești și o casă bună, chiar cum era să asta. Chiar ciocolată, fără mine. Cum de? Și la un preț bun. Și mie nu spui. Și aproape, fără să ai legătură cu ciocul, cu buzunaraș, dar mai taci, iubii, că atâta vorbești, oie. Am zis că e mică ciocolată. Trebuie să fii primul, că sunt foarte mulți interesați și dacă nu, ți-o iei altul înainte. Mie asta mi se pare frustrant. Ne-ai luat monedă? Da, monedă. Da, bine. Hai să mergem la cumpărături, chiar nu mă lasă să vorbesc. Vedeți ce bărbat am? Nu mai să vorbească. Taca, 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 taca. Hai să cumpărăm. L-am luat de pizza! Să facem pizza, că a cumpărat Cipri mozzarella, așa, un rulou din ăla mare și la reducere și decât să expire, facem pizza. Cum să nu? Păi da. Cu de toate, cu salam, cu ciuperci, cu ton. Leca, leca, leca! Vreți să mergem în Grindelce? Vilinger, Vilinger sau undeva. Nu știu exact unde e. E XXXL burger. A, un da? Kilogram burger. Wow, pe bune? Da. Păi și cum îl mănânci dacă e atât de mare? Așa, cică. Wow. Bine că sunt cam scumpe, dar... Bine că șnițelul tai, dar burgerul ăla cum mănânci, așa bine, cu muști. Tot așa, trebuie să tai. Și un kilogram. Da, un kilogram, 850 de grame. Și cât costă un hamburger din ăla, de exemplu? Te seama că mai mult. Păi da. Păi ia să mergem o dată, mă inviți în oraș. Și așa n-am mai ieșit noi doi de... Să mănânci un hamburger micu. Iubici, că eu sunt la dietă. Oh. Păi nu facem cinema roll. Ba da, dar nu... Și am luat să facem pizza, au și sos, am luat două pachete să ne ajungă. Vreau să vă arăt ce am cumpărat, am luat la ofertă sos pentru paste, am luat 6. Știți că eu am stoc, eu sunt cu stocul. Ulei, că nu mai avem nicio picătură, am luat 3 ulei de rapiță și am găsit orez. Păcat că nu e brun, că ăla e sănătos, dar în fine, am luat din ăsta. Basmati, 4,5 kg cu 6 euro și pentru că e mult și nu o să mâncăm atâta, o să împar cu mama, jumătate. Nu, eu vreau orange, asta pentru că n-am mai băut de mult. Este 5 și 7 minute și tocmai mi-am adus aminte, iubii, că nu am cumpărat lapte praf pentru Eric. Deci trebuie să mergem în DM să cumpărăm lapte praf. Nu ajungem acasă! Yeee! Da, și nu mai ajungem acasă, vreau să ajung înainte să-l iau Cipri pe Edi, ca să pot să fac filmulețul cu cumpărături săptămânale, dar nu mai ajungem, așa că o să trebuiască să-l fac după aceea, pentru că imediat e 6 și la 6 se termină petrecerea pentru copii și trebuie să mergem să-l luăm. Ia uitați ce ceață este și afară a început să ningă, un fulg de zăpadă. Deci nu pot să cred ce o schimbare bruscă de temperatură. Până acum a fost cald și frumos, până ieri, și acum de astăzi, dar așa deodată a plouat și acum a dat un nisoare. Vine iarna! Vine frigul, de fapt a venit frigul. Trebuie să mă înfofolez. Vreau să vă arăt cum ninge. Acum ninge mai tare. 5:30 timpul și mergem acolo și așteptăm să facă 6, nu? Față la... Ce putem face, n-ai? Ia spune, ce putem face? Să mâncăm un croissant. Așa. O cafea era bună? Da. Cu un croissant? Cât așteptam? Sau o ciocolată caldă, dar nu mai bine un cappuccino? Sau un cafe latte? Dă-i un bucă pe cine astăzi. Hai să mergem, gata. Știi ce vreau să facem? Bostanul? Ce? Să facem
băgăm un morcov în nas. Da, bună idee. Dar facem o mocă din aia, zâmbăreață sau ceva. Zâmbăreață? Nu, creepy. Ce vedem creepy? Adică creepy cu morcovul nas. La aia. Facem un zâmbet atunci. Am văzut undeva. Da? Da. Era fain de aveam căciula aia ce ți-ai pus tot în cap, din Kaufland. Știi, eu puneam căciule din aia. 5 euro căciule din aia. Mult! Băi, e săptămâna viitoare cu 50 de cenți. Da, după ce trece Halloween, nu intră la reducere tot. Faci de dulci. Dulciuri, wow! Ce ai primit? Uite, bunătățuri! Ai mâncat tort, a avut tort. Da, dar eu nu îmi placea. Nu, nu ți-a plăcut tortul? De ce? Cu ce a fost? A fost cu maluia, da? Și cu seama a fost. Da? Și n-ai mâncat? Nu, că când îl mâncam, atunci dormeam. A, da? Dar mâncare? V-a dat și mâncare? Da? Ba nu. Nu? Că mama lui Denis a spus că ai mâncat. Ce? Dar ți-a plăcut la ziua lui? Da? Și vrei să mai mergi și la anul? Da, da. Merge asta. Nu vrei să ți-o desfac? Ok, să-l mergi. Lindo! Pascal era cu tăi cu s-o. Lindo, din nou. S-a prind din nou? Thank you. Suntem acasă, am mâncat și ne pregătim pentru seara în familie la desene. Știți că o dată pe săptămână, de obicei în weekend, pentru că nu merge de la grădinița a doua zi, facem o seară în care toți membrii familiei ne uităm cu el la desene sau la filmulețe pentru copii cu tot felul de povești din acestea frumoase. Așa că asta vom face noi acum și am venit să pregătesc ceva de ronțăială pentru desene. De data aceasta nu voi face popcorn, avem snacks-uri, am cumpărat și prin niște snacks-uri cu sos de roșii și ketchup, ceva de genul. Și asta vom rănțui noi în seara aceasta la desene. Băieții, verifică numerele la lotă și vreau să vă arăt ce desene am ales pentru această seară. O să ne uităm la Papai Marinarul astăzi. Vreau să vă arăt ce frumos doarme Eric. Ce liniștit e, ca un îngeraș. Uitați ce și-a mai adus Cipri de ronțăială la desene. Cârnați. Cârnați ordinea mea și subțiri. Și cu un snack. Cum pot să mănânc așa ceva pe post de snack? Eu o să-mi aduc baclava să mănânc. Da, mai greu. Mi-am adus baclava să mănânc la desene.